zi-mi o regulă pe care, dacă ai, pe care ai stabilit-o tu și să spunem că regula aia ar asculta-o toată lumea. Ce regulă ai stabilit? Că vorbeam mai devreme de circulat. Să mărim limita de viteză și în localitate și în afara localității, noaptea, între 11 noaptea și 5 dimineața sau 6 dimineața, whatever, măcar, atunci, da. Măcar cu 20 de km în plus. Deci în România nu se mai poate circula. Dar așa, ca regulă, uite, apropo de interacțiuni, dar cred că se va întâmpla treaba asta într-un viitor, poate nu prea de, să fim super sinceri din prima. Deci asta ar fi genial. Da. Să te întâlnești cu un om, să zici, uite, asta sunt eu. Da, nu, asta sunt eu și uite, asta vreau de la tine, știi? Da, da. Fără toate poveștile alea dinainte, știi? Dar uite așa, hei, ce mai faci, ce bine arăți, wow, da, ți-ai schimbat ceva, știi? În fine. Da, da, da. Am economisit mult timp. Foarte mult. Care e acel lucru pe care ai spus la un moment dat că nu-l vei face niciodată și l-ai făcut? Nu l-am făcut încă, dar cred că o să mă însor. Leșin! Da. Bună asta. Ce ai învățat din ultimul tău eșec? Voi nu faceți politică la televizor. Nu prea, nu. Și să spui cuvinte urâte despre liderul suprem, iarăși e urât. Ok, am înțeles, da, ideea. Da, asta e. Ok, să vedem ce să te mai întreb, că le-am luat în altă ordine. A care e prioritatea numărul 1 în viața ta acum? Familia. Familia. Da, am învățat mult din anii trecuți și acum familia e pe primul loc. Care e bancul tău preferat, dacă ai vreunul? Toate bancurile din lume. Da, toate bancurile. Deci, poate viața mea e un banc continuu. Ambulant. Nu știu, de exemplu, ieri zburam cu un prieten și la croazieră, unde na, ai timp să mai vorbești, să mai povestești, povesteam de nutriție, apropo de cartea asta. Așa. Și am zis, măi, aș încerca. Eu am încercat și chiar nu mai mănânc carne și mă simt mult mai bine, știi? Și avem acolo mâncarea noastră, crumil, știi? Și aia erau niște gușoane de pui cu legume, știi? Și ăsta un englez super simpatic, Paul. Și zice, da, mă, uite, m-am hotărât, nu o să mănânc nicio carne. Uite, încep de acum, uite, pun cartea într-o parte, carnea într-o parte și mănânc și iau o bucată de morcov fier, știi? Și iau o bucată de morcov fier. Zice, băi, Mihai, știi ce? Da, uite, m-am făcut vegetarian, nu simt nicio schimbare. Ce? There's no change in my life. Really, really, sorry. Bun, așa, bun. Da. Zi-mi o piesă de teatru pe care ai văzut-o și ai recomandat-o tuturor. Se mai joacă Scaunul? Bună întrebare. Și eu m-am întrebat asta recent. Ar fi tare să se mai joace. La orice. Mie îmi place să mă duc la din ăștia, independenți, la copiii ăștia care joacă toată ziua. Da, da. Nu le țin minte numele, dar mă duc așa. Sunt unele teatre foarte bune, da, un teatru. Am mai luat și țepe, dar când e vorba de teatru, măcar să lăudăm pe toată lumea, știi? Da, nu știu, la orice, să meargă lumea la teatru. Bun, așa. Zi-mi care e cea mai mare frică a ta? Ce te sperie cel mai tare? Cred că e mai mult disconfort așa, dar uite, e ciudat. Nu mă simt confortabil în apă. Sau pe apă, adică n-aș pleca, hai cu barca până în Istanbul, știi? Da. Dar am licență de scuba diver. Îmi place în apă. Îți place. Da, nu știu ce. Cred că asta e singura chestie. În ce crezi cu tărie, deși n-ai nicio dovadă că există? Iarăși nu faceți politic. Ok. Cred cu tărie că ăștia pe care venim la televizor și se dau că ne conduc țara, nu o conduc ei, dar nu știu cine o conduce, deci cred că există, sau invers. Există o forță dubioasă. Există o forță care ne conduce, care conduce pe oamenii ăștia pentru care ne certăm noi. O întrebare. Întrebarea la care ți-ai dorit cel mai tare să știi răspunsul. Cine conduce? Nu. Deci eu sunt, apropo de filme, că mă întrebam, eu sunt super fascinat de extraterestri. Deci nu, în fiecare zi umblu pe cerul planetei astea, voi nu avem cum să fim singuri în lumea asta, în universul ăsta. Deci, uite, asta mi-aș dori. Da. Ne-au dat și noi... o certitudine. Am dat și noi mâna cu ei, am fost pe bune, pe lună. Dacă am fost, ce-am găsit acolo, de n-am mai fost de 40 de ani, știi? Da, da. Adică, da, uite, asta mă pasionează și mă interesează. Ce minciună spui cel mai des? A, vai, ce frumoasă ești. Serios? Vai, ce bine arăți. E white lie, adică e... Da, e din asta de... Nu pot să... Da, toată lumea arată bine, ajută, nu? Da, da. Faci mereu aceeași greșeală. Care e greșeala aia despre care spui de mâine nu o să mai fac? Dacă o fi. Făceam. În diversele întâlniri / relații pe care am avut, le-am avut în viața asta. Dar acum de ceva timp mă concentrez să nu mai fac aceeași greșeală, că toate aveau ciclicitate. Da, 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 da. Zi-mi o responsabilitate pe care ți-ai dori să nu o ai. Să plătesc facturi. Și mereu stă în urmă cu toate facturile din lumea asta. Deci mi-am făcut de la să se plătească singure și tot uit factura care te plătească singură nu se plătește singură, nu știu ce n-ai mai cu ea. Da, într-adevăr.
dacă ai putea să-ți alegi să călătorești în timp și să-ți alegi epoca în care să intri, măcar așa puțin, în ce epoca ai vrea să pătrunzi? A, păi mai multe. Yes. Păi dacă tot s-a inventat călătoria în timp, da. În primul rând că eu sunt foarte curios cum arăta America în 50-60. Uh-huh. Și eu recunosc că sunt fan Elvis Presley, uh-huh. mi-aș fi dorit să fiu acolo la când, un concert în mijloc. Da, când la concertele alea, cu mașinile alea decapotabile, să ai un corvet din 58-59, să zbori cu era un fel de pionierat al aviației generale, uh-huh. aviația asta în care cineva și-a o licență și zboară pe cer cu un avion, știi? Dar aș fi vrut să fiu acolo în momentele importante ale istoriei, știi? Da, da. Cam asta aș fi vrut. Deci te-ai dori o mașină a timpului să te ducă peste tot. Da. Aș avea foarte multă treabă cu ea. Ce să te mai întreb? Două reguli sau valori personale pe care nu le-ai încălca? Câteodată mă enervează că sunt ultra corect și cu mine. Și câteodată, de atâta corectitudine, nu țin cu ea care mi sunt dragi mie, știi? Uh-huh. Deși câteodată pot să mai zici, da, ai avut dreptate și nu ai avut. Da, exact. Drept. Și recunosc, sunt foarte loial oamenilor din viața mea. Adică eu am aceeași prieteni din clasa 5-a până acum. Da. Lucru pe care, știi cum, că când tu faci niște lucruri, parcă le așteptai și de la ceilalți, știi? Da. Și nu se întâmplă așa. Da. Și mofti, recunosc. Da, cred că asta e poate cea mai importantă lecție pe care o avem de învățat. Da, da. Să ne așteptăm înapoi. Da, așa. Dacă ai putea fi oricine pentru o zi, în pielea oricui. Pentru o zi? Uh-huh. Hai, o săptămână, dacă. Da, mă gândesc ce aș putea face în ziua aia, știi, ca să-mi aleg cine să fiu. Da. Trump. Eu aș vrea uh-huh. Trump pentru o zi. Uh-huh. Pentru că el sigur are acces să ne spună dacă am fost pe lună și ce au găsit acolo. Da, da, corect, corect. Zi-mi un lucru sau un domeniu despre care vrea să știi mai mult, să cunoști mai mult. Am descoperit de curând curiozitatea asta în mine despre, nu știu, psihologie, sociologie, uh-huh. cum să te cunoști tu pe tine, să fii mai bun și mai deștept. Da. Am început să scrijesc așa, spre față. Care e cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut? Viața mea. Toată. Să mă urc pe scenă la congres, să-i spun o Dragnea să-și dea demisia, că fix n-a fost ales. Ok, deci ai o listă lungă. Da. Dacă te-ai întâlnit la porțile Ralului cu Sfântul Petru și te-ar întreba de ce să te las eu pe tine în Rai, ce îi răspunde? Dar nu trebuie să mă lasă. Cool, spune, stai mă liniștit. Cum crezi? Dar e treaba ta. Deci asta mi se pare ce... Frate, este responsabilitatea ta, nu e a mea. Da, deci, corect. Măcar acolo da, știi. Nu pune mie problemele tale, serios. Ocupă-te. Ce ai schimbat la viața ta dacă știi că ești nemuritor? Wow, mama mea. Păi aș fi mult mai relaxat. Cred că aș avea mai mult timp liber. Uh-huh. Și cred că aș călători mai mult. Da. Dacă ai putea avea o singură superputere, ce alege? Mașina timpului. Uh-huh. Da. Da. Ce are prioritate atunci când e o decizie? Inima sau mintea, în general? Inițial inima. Așa trebuie să fac. Uh-huh. După care sunt balanță, știi? Uh-huh. Replica preferată este pe de altă parte. Da. Și după care iau decizia cu mintea. Sunt mulțumit pentru că am luat o decizie bună, dar câteodată acea decizie bună, că spuneam mai devreme, o supără inima, știi? Uh-huh. Și, da, dar la final e o decizie rațională și asumată. Zi-mi trei lucruri care te fac foarte fericit. Să fiu acasă, să fiu în vacanță și să zbor. O definiție a iubirii pentru tine. Ce înseamnă pentru tine iubire? Chiar că sunt ultimul pe care să-l întreb asta. Deci... Ai zi? Nu știu. Ceva inexplicabil. Da, pare așa că orice spui, pare că e de amintiri din clasa a noua, știi? Dar, nu știu, iubirea e pentru mine, recunosc, e starea de bine, așa. Uh-huh. Stai, pur și simplu, stai și ții bine. Că ăla lângă tine zice ceva sau sare de gâtul tău sau te enervează. Sau, e un bine așa care e constant în viața ta, știi? Aia cred că e iubirea. Ce te enervează cel mai tare la o persoană? Să fii proastă. Te cunosc. Ce admiri cel mai tare la o persoană? Că e deșteaptă. Okay. Sunt balanță, remember. Și am ajuns și la final. Vreau să te întreb și asta, să-mi zici că tu vorbeai de prieteni și spuneai că ai prieteni din clasa 5, aceleași prieteni. Cum vezi tu prietenia? Ce complicat. Păi eu cred că e mai complicat să ai un prieten o viață decât să ai o nevastă o viață. Da. Serios. Pentru că eu pot să spun despre mine și pe prietenii mei, care sunt aceiași, Babu, Sebi, Țachiraul, așa, deci fix, sunt niște oameni de 40 de ani, dar sunt aceiași oameni. Așa, deci am trecut prin viața asta prin orice. Am
fost în vacanțe împreună, am dormit în aceeași pat toți cinci, că n-aveam bani să ne luăm o cameră de hotel. Ne-am certat, ne-am bătut. Toate tâmpenii din lumea asta le-am făcut împreună. Sunt și cred că da, toate experiențele astea leagă. Cred că asta e prietenia. De fapt, experiențe și experiențe în care nu contează neapărat fructul experienței, mm-hmm. cu ce ești mai bun, mai deștept, mai curajos mm-hmm. în urma experienței trăite, ci experiența în sine. Da. Asta spuneau poeții romantici englezi din prima perioadă. Byron Keats și Shelley. Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată? A, de la taică-mă. Când eram mic, mă plângeam așa, că nu se poate, știi? Și aici nu există, nu se poate, există, nu vreau. Și aici nu mereu m-am modelat de... treaba asta, da. Da, da. Și, ultima, ai zis că nu știi încă care e cel mai mare vis al tău, dar uite, după interviul ăsta poate îmi spui totuși care crezi că e cel mai mare vis al tău în momentul ăsta. Sunt mai multe. Lasă-mă să fac un top și când îl am, ți-l spun. Bine, așa facem. Okay. Îmi dai mesaje. Îți dau mesaje. Băgăm în emisiune. M-am hotărât. Am 62 întrebare. Și ultima întrebare. Da. Dacă ai avea acum, lângă tine, povestea vieții tale, ai citit ultima pagină? Nu. Păi, să te dau de gol că ai spus dacă vrei să-mi trimiți întrebările înainte și ce am spus? Nu. Vezi? Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc eu, Mihai. Mersi. Și ultima chestie, te uiți în camera ta de prin plan, da? Îți spun băieții care și le dai un mesaj. Absolut orice vrei tu random, telespectatorilor noștri happy. Salut, eu sunt Mihai Sturzu și m-au rugat oamenii ăștia să vă dau un sfat. Nu permit să vă dau sfaturi, dar dacă ar fi așa o idee pe care am înțeles-o și eu în viața asta, este să vă bucurați de fiecare zi și să faceți exact ce vă face fericit.